spun și dacă chiar reuși să ajungi, chiar dacă câștigați. Cât de mari sunt șansele ca, nu știu, un independent sau o asociație independentă care nu este afiliată politic să funcționeze realmente, pe urmă, și primăria este legată de guvern și de autorități și de diferite bugete și de diferite găști. Primăria municipiului București are, indiferent de guvern și de orice alte subvenții care ar putea să vină de la guvern, are un buget de 1 miliard de euro. Sunt perfect acord, dar să nu uităm că dacă nu luăm doar cazul câinilor vagabonzi. Deci da. Acolo legea s-a schimbat de nu știu câte și legea o schimba Parlamentul. Cine are dreptul să omoare sau să ducă în adăposturi câini? Consiliul sau primarul și așa mai departe. Da. Deci ei, tot ei le fac. Nu? Eu am spus că, și pot să vă dovedesc cifre, cu 20% din banii pe care îi dăm anual pe panseluțe, putem să rezolvăm problema câinilor vagabonzi. Deci ăsta fiind prețul maximal în situația în care nu reușești să convingi populația să adopte această, o parte din câinii care sunt pe străzi. Deci Bucureștiul putea să rezolve, putea să avea mult prea mulți bani ca să rezolve problema câinilor vagabonzi. Ok, sunteți optimist. Mă uitam la ora așa cum și mă gândeam ce... Să zicem că ajungeți primar, în 2016 sunteți primarul general. Uh-huh. În primul rând aveți 6 dușmani, da? 6 sectoare, 6 dușmani. Uh-huh. Da. Un consiliu local în care probabil nu o să aveți majoritate, sau poate o să aveți, cine știe. Ce faceți cu orașul ăsta? Sunt atâtea șantiere pe care le-au pornit băieții ăștia și vor rămâne așa, va trebui să le închideți, să le faceți ceva cu ele? Cele mai multe sunt șantierele de care se vorbește că vor fi deschise și din păcate lumea rămâne în cap cu ele. Așa, șantierele deschise de primărie sunt ăsta de la Ciurel, care în mod evident trebuie închis, cel de la Mihai Bravu, care nu face nici rău, nici bine, mai bine nu era deschis și care trebuie terminat și că mai sunt niște lucruri care sunt bune, cele care leagă cartierele pe cerc și nu pe și nu radial. Astea sunt lucruri bune care au fost începute. Mai avem autostrada suspendată care la 1 miliard și jumătate de euro e o tâmpenie, dar care ca principiu la o dimensiune mult mai mică să faci o șosea e rezonabil, o șosea normală, nu o șosea de mare viteză în condițiile în care tu nu ai centura de parcurs. Da, dar centura nu faceți dumneavoastră. Adică acolo nu, doar să dați telefon la Ministerul Transportului, ziceți, sau la Șova, nu la Ministerul Transportului. Nu, pentru că în momentul în care tu ai banii, deci nimic nu a împiedicat în ultimii 20 de ani primăria să facă un acord cu Ministerul Transportului și cu acolo unde șoseaua de centură este comune, să pună ea banii și în această asociere să se facă șoseaua de centură. Numai că vă spun foarte clar de ce nu s-a făcut și de ce se preferă lucrări în oraș care nu au mare efect și nu se face șoseaua de centură, pentru că în asocierea asta nu este primăria cea care atribuie lucrările. Și înțelege toată lumea de ce primăria vrea să atribuie lucrări. Da, bineînțeles. Banii europeni, cum vedeți, în primul curent nu-i văd folosiți deloc? Păi cam asta. Cam... E același motiv, nu? Același motiv, da. Deci chiar sunt niște sectoare care au luat, sectorul 2 a luat niște bani europeni, sectorul 1 a luat niște bani europeni, primăria generală nu a luat deloc. Deci sunt niște proiecte pentru pasajul de la Piața Sudului, în care se tot promite că vom atrage niște bani europeni, deocamdată ei nu au venit și mai sunt 4 monumente istorice. Mult prea puțin față de cât ar, de cât ar putea primăria să beneficieze. Evident că pe noul ciclu financiar sunt altele regulile. Eu aș fi extrem de interesat de problema gigacaloriei din bani europeni. Să faci, să înlocuiești toate cele 6 ceturi cu ceturi de generația de acum și nu de anii 70, care au eficiență dublă, mai mici
pentru că e mai eficient să transporti pe distanțe mai scurte decât pe distanțe lungi, costă cam 1 miliard de euro. Aceasta este o cheltuială eligibilă la care poți să iei cam 700-800 de milioane bani europeni și poți tu să intri cu 200-300 de milioane și asta te scutește să dai în fiecare an subvenție de 150 de milioane. Da. Eu mai am o singură întrebare. Chiar da. Eu, pentru că folosesc desul de coletina. Asta e. Da? Calea Moșilor. Partea veche din Calea Moșilor. Au vreți demolată. Da. Sincer. Sincer. Așa, de ce? Partea aia cu țigănia, nu-i văd rostul. Păi este... Nu sunt niște clădiri, din păcate, monument în care am rămas numai fațada. Alea vor pica, Doamne ferește, pe cineva, la un moment dat. Credeți că mai pot fi cumva revigorate clădirile alea? Numai da, aici este să revigorez din ele. Aici este din nou S-a furat și ceea ce aveau, din geam. Aici e din nou o chestiune care ține de piață. Și zonele istorice, există o piață oriunde în lume, există o piață pentru zonele istorice, oameni care vor să se ducă să locuiască într-o casă veche, liniștită. Care este problema și de ce piața asta nu funcționează în România? Pentru că nu ai certitudinea dacă o să cumperi o casă în Cotroceni sau pe Calea Moșilor, în zona istorică, nu ai certitudinea că tu cumperi o casă și peste 2 sau 3 ani nu vine un vecin și îți construiește un bloc de 6 etaje lângă. Deci în momentul în care va exista certitudinea că ce e lege, e lege pentru totdeauna, pentru toată lumea, atunci o să vedem și și un interes de a investi în cartierele istorice fără niciun ban de la primărie și o să vedem cum s-a întâmplat peste tot în lume că aceste zone istorice devin ce ar trebui să devină, adică toată lumea să vrea să locuiască în ele. Sunt foarte de acord, dar nu e zona aia, nu e lungă, sunt câteva sute de metri. Poate din mai aproape de universitate e în regulă. Dar partea, știți bine de partea de care vorbesc. O cunosc foarte bine. Eu sincer nu cred că mai poate fi salvat în vreun fel, chiar nu cred. Acolo au fost băgați, așa cum au băgat comuniștii peste tot anumiți oameni care au făcut praf. Dar dacă aveam aceeași discuție despre zona Lipscani în 95, n-ați fi spus la fel? Nu, în niciun caz. Aia e o zonă care se protejează, indiferent că era și aia în ultimul an, se proteja pe sine. Era o aglomerație, aici e doar o stradă. În sensul ăsta, acolo centrul ăla, nodul ăla, ar trebui să fie cel mai important centru de venit al Bucureștiului. Da, dar starea este comparabilă cu ce era Lipscaniu și ce este încă Lipscaniu chiar și azi, da. Da, e adevărat, că încă se dărâmă clădici acolo. Bun, tu mai ai ceva vreo... Nu. Ok. Nu, ideea e că, pur și simplu mă gândeam la chestia, e ușor să te gândești la zona rezidențială vechi, dar și Cotroceni e o zonă de genul. Și nu s-a întâmplat niciodată ce s-a întâmplat în Calea Moșilor, Viilor și... Ba da, aici la 200 de metri de loc în care locuim, fostul ministru al justiției, Valeriu Stoica, împreună cu actualul pușcăriaș Marius Locic, în asociere, au făcut un bloc de 7 etaje. Deci, asta e problema de administrație. Cine a lăsat să construiască acolo? Da, în cazul ăsta primarul sectorului 5. Într-adevăr, primarul sectorului 2 și primarul sectorului 3 au distrus mai mult decât primarul sectorului 5, dar niciunul dintre ei nu este un sfânt. Și primarul sectorului 2 continuă să planteze, să planteze panseluțe. Sunt absolut geniale mormintele alea pe care le face. Sunt foarte frumoase. Nu, dar toți... Cumva noi ne-am obișnuit cu ideea că primarii, și primarul general, și primarii de sector să le pice așa ca o pleașcă la 1 miliard de euro, la ceilalți 150, 200, 250 de milioane și noi să fim folosiți că se mai reabilitează termic un bloc sau... Ei nu au nicio viziune despre ce trebuie să fie Bucureștiul peste 10 ani, nu au o viziune de a atrage investitori, nu au o viziune despre ce fac cu tinerii care termină niște universități și care sunt calificați și nu au un loc de muncă. Ba, niște cărpaci.
Exact, da. Deci eu, asta este mesajul și ăsta este proiectul. Ar trebui să ieșim cel puțin la nivelul Bucureștiului și a orașelor mari din România, să ieșim din paradigma asta a primarului gospodar, care nici măcar gospodar nu e, și să mergem spre un primar care vrea să ducă orașul pe o, pe o direcție într-o competiție globală. Cam nu știu cu cine vorbeam atunci. Bă, vrei să fii primar? Bun? Fă-mă un lucru în 4 ani, dar fă-l de la capă la coadă să fie bun și util și fă-l măcar pe-al. Că dacă stai și vorba dumneavoastră, cărpești colo, cărpești colo, cărpești colo, nu mai zic de furat, că aia e calomnie și mă dăci după niște. Bun. O mulțumim. Asta a fost vizita Eurotox cu Nicu Șordan. Toate cele bune.